Servo Company al genovezului roșcat Salvatore Radusa. Acolo el va muri în 29 noiembrie 1852 la ora 19:30, după ce lăsase lădițe, cărțile dragi, manuscrisele sale, să ajungă în mâna lui Giovanni Ghica de la Constantinopol. Dacă n-ați avut cum afla până astăzi cum a decurs înmormântarea lui Bălcescu, atunci puteți citi acea descriere a lui Ioan Barbu, ca să vă edificați de plin, așa cum se inițiase la rândul său autorul, citind, și o spune cu toată modestia, cele 44 de zile lui Bălcescu la Palermo, evocare datorată istoricului Horea Nestorescu Bălcești. Mormântul lui Bălcescu nu avea cruce în cimitirul Capucinilor. Cercetarea făcută în 1863, la 11 ani după moartea Bălcescului, de istoricul Nicolae Ionescu, scapă atenției unui student, Alecu Isăceanu, care în 1921 pleacă la Palermo să descopere mormântul lui Bălcescu, lansând falsa idee că Bălcescu a murit sărac și a fost îngropat, după tradiția locului, într-o groapă comună în cimitirul Rotoli, unde grăbită Academia Română a și pus o cruce cu numele lui Bălcescu. Ioan Barbu comentează lămuritor. Această teză a fost acreditată și în anii comunismului de către istoriografia proletcultistă, interesată să-l anexeze pe Bălcescu clasei muncitoare. Realitatea este că așa l-au receptat în cei 50 de ani de socialism multe generații de români studioși și noi. Eram așa? Iar din romanul Un om între oameni al lui Camil Petrescu și drama Bălcescu se deduce aceeași imagine. Ioan Barbu demonstrează cât de falsă este o asemenea imagine. Demnă de remarcat este și maniera în care autorul actualizează în text intitulat Coroana de rege al poeziei receptarea lui Eminescu după mai ales 1989, când se declanșează o campanie de o virulență neobișnuită, dar și inițiativa ieșenilor de a pune efigia poetului nepereche în 14 iunie 2003 pe colina infinitului, unde veghează palatul familiei de marchizi și conți, venind acolo din secolul 11-12, la Ricanati, pe Adriatica, unde s-a și născut apoi poetul Giacomo Leopardi. Placa omagială realizată de sculptorul Ilie Bostan de la Universitatea de Artă George Enescu din Iași a fost fixată pe zidul exterior a ceea ce este acum un centru mondial de poezie și cultură, stând alături de fastosul bazorelief al lui Leopardi. Tot astfel cum în aceeași lună iunie cei doi romantici sunt omagiați, pentru că Leopardi a murit în 14 iunie, sigur 1837, și Eminescu în 15 iunie 1889. Ca și în cazul vizitei la Paris, Ioan Barbu prezintă ceea ce a văzut nemijlocit, poposind la Ricanati, vorbind cu oameni de acolo, chiar încurajându-le preocuparea de a-l cunoaște pe poetul și pe gazetarul Eminescu. Un alt moment minunat în carte, Magnificul, se întâmplează un text prejuit de popasul autor la Siena. Acolo descoperă prezența genialului George Enescu după 1950 la Academia Chiagiană, unde mari violoniști îl considerau un model. Mi-a făcut o mare bucurie citatul pe care l-a selectat autorul. Riccardo Brengolla, violonist și profesor onorum de la Academia Santa Cecilia din Roma, este citat de autorul nostru pentru impresia relevantă făcută de Enescu. Citesc. Mie George Enescu mi-a schimbat complet personalitatea. Când cânta, nu dau tot citatul, când cânta la vioară, Enescu trecea complet la o altă dimensiune, la una extraumană. Am luat doar atâta. Sănătatea precară îl va determina apoi pe Enescu, după 4 ediții la care a pregătit tineri dornici să se perfecționeze
în arta violonistică. În 1954 nu mai poate să meargă acolo din cauza sănătății, pe care și știm că în 55 el avea să moară. Autorul nu se oprește aici însă, ci demonstrează că magnificul, cum îi se spunea, a rămas în conștiința următoarelor generații, ca și opera sa, care va dăinui în veșnicie. Noi care mergem la festivalul Enescu, trăim această emoție a descoperirii mereu a altor și altor părți ale universului pe care Enescu l-a creat. O altă formă de erou, evocarea alcotenentului erou Alexandru Costeanu din Amărăști, adaugă încă o figură legendară descrisă din lumea oltului și așezată alături de Ecaterina Teodoro, eroina de la Ji, căzuți amândoi în exact aceeași luptă de la dealul Muncelului la cota 461. Aici autorul dă frâu liber imaginației. Finalul povestirii este aproape, chiar zice, apoteotic. Autorul îl imaginează pe acest Alexandru Costeanu revenind la Amărăști, oprindu-se în dreptul monumentului eroilor, citezi, își citește numele. Eroul locotenent postmortem Costeanu Alexandru. Îi privește cu ochii săi de vulturi pe cei din jur și le surâde. Apoi se topește în monument. Am închis citatul. Cu tremurătoare este și povestea Ghiocei roșii la Fântâna Albă, inspirată de un măcel din aprilie 1941, când 3.000 de români civili de la Siret, care trebuie să treacă pașnic în România din Bucovina de Nord, tocmai anexată de ruși, sunt măcelăriți. Vreau să las această poematică rezolvare a narațiunii de aici, în grija celor care vor să citească. Așadar, avem o carte caleidoscop cu diferite ipostaze eroice. N-aș putea să nu menționez cimitirul de sub ape pentru ce a însemnat canalul Dunărea Marea Neagră, gândit a fi, după imbold stalinist, o reconstrucție, dar și o stârpire a dușmanilor noii societăți. Autorul primește mărturisirea unui schelet cu glas, fusese profesor de filozofie la universitate, iar la canal, pe șantierele morții slăbise, nemai putând să se ridice, așa că au aruncat o basculă cu fiertură de smoală și pietre încinse peste cei care erau jos și carnea s-a luat de pe ei atunci. Ne place civienilor, că ați pomenit aici, domnule Barbu, și pe Wolf von Eichelburg, l-am cunoscut, am fost la el, i-am lucrat o teză de doctorat Radu Stanca și pentru asta chiar m-am dus să-mi dea tot ce știa. Ei bine, el scăpase cu viața și ca un ziarist autentic îl conduce din nou în Bărăgan și acolo sunt povestite niște lucruri înspăimântătoare, da? Foarte, foarte grele, așa, procesul de la Poarta Albă, omorârea chiar a conducătorilor șantierului, da? Fie închiși pe ală, dar chiar omorâți. Canalul trebuia să fie, ne întoarcem la semnificația lui, un mormânt comun al moșerimii și burgheziei românești, da? Așadar, autorul face secționări în dramatica istorie contemporană și n-am să dau amănunte, deși sunt nume care merită pomenite, eroi mai sunt Roman Braga, spre exemplu, din O dimineață albă, sau Zimblu rănit, în Liliacu găsim de asemenea pe Vasile Gavrilescu, pentru care mai grea decât suferința de a sta în temniță a fost să descopere că cei peste 40 de turnători i-au făcut răul pe care l-a înfruntat în viață, dintre turnători nelipsind nici măcar soția proprie. Da? Doctorul Fără Ginț,
cu acel Grigore Schileru, care până la urmă își rezolvă problema existențială plecând în America. Așadar, destine reale în istoria contemporană a României, într-o carte Caleidoscop, scrisă documentat, dar și imaginativ, atunci când pune în dialog personajele, spre exemplu, spre a scoate din tenebre niște destine. De aceea mi-am permis astăzi să vă dau câteva nume de oameni care au existat. Este așadar vorba de o inedită panoramare a dramelor contemporaneității noastre. Dedicația din debut ca elogiu al mamei, cea pe care a părăsit-o când avea 39 de ani, dar 6 decenii o tot caută deja, de 6 decenii o caută printre stele. Foarte frumoasă dedicația. Aceasta are corespondent în povestirea Duhul nevăzut a coborât lângă mine, unde apare profilul moral al tatălui său, care continuă să-și trimită de acolo de sus sufletul alături de copiii lui. Pe axa aceasta sentimentală a iubirii pentru cei doi părinți, autorul dea până toate existențele despre care am încercat să puntez ceva esențial, pentru că, precis, nu chiar toată lumea de aici o să aibă șansa să citească opera. Și am zis că plecați cu câteva lucruri clare. O carte a experiențelor directe de cunoaștere pe care le dorește, iată, împărtășite și cititorilor, spre a umple numeroasele goluri ale literaturii noastre contemporane, mai deloc preocupată să slăvească eroii contemporaneității. Câtva timp eram cu o discuție și pornind de la o știre într-un ziar, vorbesc de ghiocei roșii la Fântâna Albă, am rămas surprins de emoția avută în glas, citindu-mi știrea, și am descoperit ulterior că toată această emoție se traduce astăzi în felul acesta. Vin și astăzi voci din pământ, strigă după aer. Pe Valea Siretului se zvonește a primăvară. Ghioceii încep să adune în cupe lumină roșie, din prea multul sânge vărsat. Fântâna albă nu mai are izvor, a secat. Curg șuvaie de sânge. Un bărbat vine zilnic cu o geantă în mână, zice pe la fiecare din cele 5 gropi, deschide geanta, lasă câte o porție de aer pentru cei dinăuntru care ger. În aprilie, în fiecare an, vine zi de zi. Pământul încă se mișcă și acum. Acesta este domnul Barbu. Am să-l rog acum pe domnul Barbu să prezinte cartea Somnul de piatră a domnului Ion Grădici. Vă rog. Cer scuze dacă stăm la taipas față în față, să mă spun că stau pe scaun. Doamna profesoară, colega mea de filială, spunea că era profesoară în 70. Eu eram în primul an de învățământ în 59. Și atunci, dați-mi voie să stau să mai liniștea și mai cu picioarele mai grele, așa este la vârsta asta. Da, eram în 59. Și am fost repartizat la liceul de muzică din București. Apoi am
găsit un secretar pe care poate mulți i-ați cunoscut, secretar cu propaganda, pe vremea aceea era București un părțit în raioane, raionul Nicolae Bărcescu, care mi-a spus, pentru că nu vrei să spui adevărul despre cutare om, și nu am adevăr decât ceea ce nu adevărul dumneavoastră, ci adevărul meu. Că ăsta e adevărul. Atunci nu o să mai fii la toamnă. Asta era chiar o zi înainte de ziua învățătorului, care noi observam atunci pe 29 iunie. În 30 iunie. Și mi-a spus, eu am ordin guvernamental. Eu sunt guvernul și eu hotărăsc. Și, într-adevăr, la 1 septembrie, directoarea mi-a zis că nu mai am post. Și așa am ajuns eu în Telorman. Surniumit. Dar unde a fost adevărata facultate, acolo am făcut. Pentru că am venit în comuna lui Marin Preda, unde dumneavoastră, nu știți numai cei care au fost acolo, și familia Drăghici a fost, acolo existase, era gara Balaci, cu menei spre Costești. În stânga era comuna Balaci, în dreapta era comuna Siliștea Gumeni, care în timpul meu s-a numit Siliștea Nouă, îi schimbase și numele din Gumeni. Acum e la fel. Silișa Gumești. Iar la 800 de metri de gară, spre comuna Siliștea, exista o unitate militară de aviație sovietică. Când a fost când rușii au fost alungați din țară, așa, aeroportul a rămas liber. Tot ce era dotat. Vă spunem de ce țin minte toate lucrurile acestea, pentru că când eu am intrat la director să prezint directorul de studii, erau câțiva directori acolo, să prezint în unitatea aia, mi-a fost unitatea militară. Da, am sărit să vă spun că era 1700 de copii interni, de care erau ai case de copii regională, Siliștea Gumești, și 1500 externi la școli profesionale, licee și facultăți, cărora aveam, le purtam noi de grijă, 120 de cadre didactice, și 140 personal administrativ. De la croitori, spălători, tot ce exista. Că de-aia, astăzi, eu nu vreau să fac cu dumneavoastră și cu alții cu care vorbesc politică. Eu știu că am stat acolo 6 ani cu soția, de asta mă leagă acea casă de copii foarte mult și acei copii care m-am întâlnit ulterior, sunt pictori, profesori, aviatori, militari și așa mai departe. Nu dormeau în ganguri, ci erau în casele de copii. Este, vă spun, și acolo am făcut adevărata noastră școală a vieții, adevăratul profesorat, cu acei copii care nu aveau. Era după război. Mulți părinți nu mai existau și a mai fost un accident groaznic când s-a întâlnit un tren la Chitila, plin cu părinți care veneau la fabrica de zac cu un mărfar și au murit vreo 100 și ceva de familie au fost și au dus copiii acolo. Asta a fost o introducere. Cum am ajuns noi la casa de copii Siliștea Gumești, unde vă spuneam, când intram să dau repartiția de la București,
de la cumnatul lui Zaharia Stancu, era profesor, era șeful învățământului de regiune, și el romancier, Păun Stelian se numea. Soția mea ieșea de la director, unde dăduse repartiția. Și ne-am cunoscut și iată că stăm de din 1963 până astăzi. Lucru foarte rar. De aceea, când merg și la Drăgășani, la primul nostru compas cu caravana, au fost foarte mulți elevi, aproape sala plină, la biblioteca din municipiul Drăgășani, plină de elevi la școala de jandarmi. Și am vorbit cu foarte mare drag și de familie și domnul Ardeșeanu, pentru că tinerii astăzi sunt debusolați, ei nu mai știu ce e familie. O familie de asta durabilă, care se întinde pe decenii, dacă deține Dumnezeu. Când vedem la televizor că niște domnișoare, să nu le spun altfel, se laudă cu al cincilea iubit, al șaselea iubit, al șaptelea, că cu ăla are doi, ba acum fac până, și cu închisori fac copii. Și nu știu ce, așa mai zic. V-am spus toate astea ca introducere la cartea lui Ion Drăghici, pentru că ea este tuturor o carte ruptă din realitate. Personaje este, cum spune, un muzeu viu cu personaje adunate acolo și te duci în muzeu și stai de vorbă cu el. E o carte pe care eu am considerat-o și de aceea am și reeditat-o. Ea a apărut prima dată la, știa Jean Văcărescu că a apărut la Iași, la Tipo Moldova, iar acum este apărută ediția a doua revăzută la editura pe care o conduc tot așa de vreo 29 de ani, Antim Iverian. L-am iubit foarte mult pe acest mare martir al neamului și din care vine din lumea preoțimii și a prelugărilor. De aceea am și invitat acum câțiva ani la Vâlcea 7 delegați de acolo din Georgia și au venit chiar de unde se zice că s-a născut Ivireanu. I-am purtat cu el excepțional pentru că simțeam că am duhul lui lângă mine, al lui Ivireanu. De aceea iubesc această editură și vreau ca tot mai multe cărți să apară. Am tipărit până acum peste 2000 de cărți, de titluri și să dea Dumnezeu să mă țin în viață, să mai tipăresc încă 2000, cam așa aș vrea. Da. Mă ajută! Vreau să vă spun că cartea aceasta a lui Ion Drăghici este pentru un cititor cu un ochi râde și cu un ochi plânge. Este o carte și tristă, dar și veselă. Pe parcursul ei citești cu atenție fiecare rând, nu fiecare povestire și râzi cu personajele pe care le descrie. Este o carte care ne dezvăluie oameni foarte veseli, dar și oameni foarte triști, oameni fățarnici alți unii. De exemplu, am întâlnit un personaj acolo, un medic. Vorbeam chiar înainte de întâlnire, dacă a existat în realitate și mi-a spus că cam jumate este
realitatea frumoasă este o închipuire a autorului. Acesta era un medic, să vă spun, un crâmbeit în această într-o povestire. Era un medic care, baleolog, care în timpul celălalt, în epoca roșie, dormea pe un scaun, pe un pat de fier, n-avea saltea, era îmbrăcat mai mult în haine vechi, mânca prost, se purta rău cu oamenii, ca după ce a căzut comunismul, să fie întâlnit la București între cei mai mari învățați și cercetători în baleologie. Era o altă față, altul. Se schimbase, s-au schimbat vremea, s-a schimbat și el. Deci e o povestire care n-am mai întâlnit-o în altă parte. Este cartea aceasta este plină de personaje care vorbește. Este cineva, Lungeanu, Emil Lungeanu, prieten al nostru, așa de la București, scriitor foarte mare, care scrie prefața. Lui este, cartea aceasta e ca un medicament, ca o, când căutai pe vremuri, că mama mea de-aia a murit, dacă îi sta penicilină pe vremea aia, poate că trăia. Dar ce exista pe 59, îi exista atunci. Și atunci, așa, este ca un medicament. Dacă citești această carte, îți dai seama că chiar dacă e bolnav, se doare capul sau ai gripă, te strătoșești. Este ca un medicament străgător de minu, nu ca un drog. Că ca un drog te duce pe... Da, te duce pe altă lume drog. Acum întrebarea este de unde știți că duce pe altă lume? Da, nu l-am încercat. Dar am întâlnit și un drogat, care azi este un mare pictor. Și l-am întâlnit la Paris și un drogat. Și era român. Și luase acolo mătușa lui să-l facă bine într-un spital. E în spitalul acelea, stau de vorbă cu medicii, ce din acești drogați se face la 1 milion urbi, ajunge din nou normal. Și într-adevăr, acest Ionuț este astăzi un pictor căsătorit, care a venit în România, căsătorit cu o profesoară, are copil și are... Vă spun la acest fragment că întâlniți și povestirile lui Dăichici, astfel de povestiri de oameni care au fost nenormali și au ajuns normali. Nu m-am povestit de cel medic. Da. Vă spun, drogații nu de ăștia care se duc și zice că nu știu.